Doamnelor și domnilor consilieri, dați-mi voie să vă prezint dispoziția numărul 86 din 12.04.2022 privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local Comunei Crăsănești Bacău, dată de 14 aprilie 2022, ore 16, având următorul proiect al ordinii de zi. Punctul numărul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții, înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în satele Bârsănești, Albele, Brătești și Caraclău, aparținătoare Comunei Bârsănești, județul Bacău. Punctul numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru acordarea sprijinului financiar de la bugetul local al Comunei Bârsănești, județul Bacău, asociațiilor sportive din cadrul Comunei Bârsănești. Punctul numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea actului acțional numărul 5 la contractul de concesiune pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeului municipale în județul Bacău, numărul 180 per 2957 din 6.05.2015, diminuarea tarifului de la 1414,47 de lei tonă fără TVA la 994,86 de lei tonă fără TVA, punctul numărul 4 diverse. Articolul 2. Prevederile prezente dispoziții vor fi aduse la deținut de către Secretarul General al Comunei și vor fi aduse la cunoștință publică prin afișare. Mulțumesc! Trebuie să anunțăm înainte de a supune atenției dumneavoastră conținutul celor două procese de prevedere. Faptul că lipsesc cu cerere de învoire următorii domni consilieri, domnul Maxinoru, domnul Mitanu Alin Costel, domnul Preda Brune și domnul Miron Costel. Au depus în termen cerere de învoire. Se poate trece mai departe. Supuneți la votul de zi, cum completăm. La vot, ordinea de zi. Punctul numărul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea proceselor. Dacă sunt observați privind conținutul proceselor verbale din data de 4 aprilie și cel din 10 martie. Nu sunt. Deci proiect... supunem la vot. Cel din 10 martie. Nimeni nu se abține, nimeni nu e împotrivă cu unanimitate și cel din 4 aprilie. De asemenea, mulțumim frumos. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții, înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în satele Bârsănești, Albele, Brătești și Caraclău, aparținătoare Comunei Bârsănești și Bacău. Primarul Comunei Bârsănești propune articolul 1. Se aprobă cererea de finanțare și devizul general estimativ pentru obiectivul de investiții, înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în satele Bârsănești, Albele, Brătești și Caraclău, aparținătoare Comunei Bârsănești și Bacău, conform anexei numărul 1 și anexei numărul 2, parte integrată în prezenta hotărâre. Articolul 2. Valoarea totală a obiectivului de investiții este de 39.439.684,81 de lei, inclusiv TVA-ul, din care cecul semn 31.174.202,88 lei, inclusiv TVA. Din valoarea totală a investiției de 39.439.684 de lei, inclusiv TVA, suma de 37.406.969,78 de lei, inclusiv TVA, poate fi finanțată de la bugetul de stat prin program, iar suma de 2.332.715,03 lei, inclusiv TVA, va fi finanțată de la bugetul local. Articolul 3. Se aprobă cofinanțarea obiectivului de investiții de la bugetul local cu suma de 2.032.715,03 lei, inclusiv TVA. Articolul 4. Cu aducerea de plinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul Comunei Bârsănești prin compartimentele de specialitate. Articolul 5. Prezenta hotărârii va fi comunicată primarul Comunei Bârsănești, Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, prefectul județului Bacău și va fi adusă la cunoștință publică prin afișare în conformitate cu prevederile legii prin grijă la Secretarul General al Comunei Bârsănești. Mulțumesc! Mulțumim frumos!
discuții. Supunem la vot proiectul numărul 1. Întrebare, cine e primul? Vă doresc la acțiune. Punctul urmă 2. Să fie de bună augur și dulcează bun, pentru ca să obținem finanțare pentru proiectul ăsta care este de interes pentru comunitate și care sperăm să contribuie la bine și dezvoltarea comunității de acum încolo. Doamne. Propuneri și promisiunile sunt acum, să vedem dacă și sorții ne vor ajuta pentru ca noi să putem duce în continuare proiectul ăsta. Doi, proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru acordarea sprijinului financiar de la bugetul local al Comunei Bârsănești de Subacău asociațiilor sportive din cadrul Comunei Bârsănești. Primarul Comunei Bârsănești propune. Articolul 1. Se aprobă regulamentul pentru acordarea sprijinului financiar de la bugetul local al Comunei Bârsănești de Subacău asociațiilor sportive din cadrul Comunei conform anexei care face parte integrată în prezenta hotărâre. Articolul 2. Uducerea îndeplinirea prezentei hotărâri se împlinește primarul Comunei Bârsănești de Subacău. Articolul 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretar general al Comunei Bârsănești, în termenul prevăzut de lege, primarul Comunei Bârsănești, asociațiilor sportive din cadrul Comunei și prefectul județului Bacău și va fi adus la conștiință publică prin afișare conform prevederilor legale. Mulțumesc! Discuții. Da. După cum știți, proiectul a fost discutat și la ședința trecută. Este modificat articolul care a făcut obiectul disputei de la ședința trecută. În condițiile astea, centrul de fotbal vor putea depune documente justificative, fără să mai țină cont de data emiterii lor. Asta este singura modificare. Deci, în condițiile astea... Nu, să fie din același an. Da, să fie din anul. Deci, obiectul disputei a dispărut și în condițiile astea, proiectul va merge continuare. Supunem la vot proiectul punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 5 la contractul de concesiune pentru delegarea gestiunii serviciului de colectare și transport deșeului municipale în județul Bacău, numărul 180/2957 din 6/5/2015, privind diminuarea tarifului de la 1414,47 de lei pe tonă fără TVA la 994,986 de lei tonă fără TVA. Primarul Comunei Bârsănești propune articolul 1. Se aprobă diminuarea și aplicarea de către SC, compania RomPress, serviciile sa cu următoarele tarife de la data semnării actului adițional numărul 5 la contractul de numărul 180/2957 din 6/5/2015, conform fișilor de fundamentare din anexa numărul 1 și care face parte din prezenta hotărâre. Articolul 2. Se aprobă actualizarea numărul 5 la contractul numărul 180/2957 din 6/5/2015, conform anexei numărul 2, care face parte integrată în prezenta hotărâre, se acordă mandat președintelui asociației Valentin Ivancea să semneze în numele și pe seama asociațiilor actualizarea numărul 5 la anexele aferente conform anexei numărul 2 la prezenta hotărâre. Articolul 3. Se aprobă modificarea anexei numărul 5 la contractul numărul 180/2957 din 6/5/2015 în sensul modificării sistemului de colectare a deșeurilor reciclate de la punctele fixe în sistemul de colectare din poartă în poartă, conform anexei numărul 3 la prezenta hotărâre. Articolul 4. Se împuternicește domnul Botezatu Gelu, având calitate de reprezentant al Comunei Bârsănești Bacău, în Asociația Generală Asociație de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, să voteze în conformitate cu prevederile articolului 1, alineatul 2 și articolul 3 din prezenta hotărâre în adunarea generală a Asociației ADIS Bacău. Articolul 5. Prezenta hotărâre se va comunica persoanei nominalizate la articolul 4, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, prefectul județului Bacău și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Mulțumesc! Discuții. O întrebare. Dacă prețul pe tonă s-a plafonat, cetățenii vor... A scăzut? Ok, a scăzut.
cetățenii vor resimți această scădere? Adică va scădea și taxa acestora sau nu? Nu. Nu. Acum. Dar vreau să vedem ce se colectează, câte tone se colectează în cursul acestui an, de la 1 ianuarie până la 31 decembrie, dacă se colectează selectiv. Așa urmează, ca la... se scadă și la noi. Problema este în funcție de tonă. Noi plătim la tonă. Și de până la final de an rămâne aceeași taxă. Aceeași taxă. Întrebarea era aceeași, da? Cetățenii vor beneficia de această reducere de tarif. Deja e destul de scump. Aceeași. Deci, și o dată răspunsă. În caz fericit. Și anul trecut a fost aceeași procedură prin care colectorul a redus tariful per tonă. Dar noi colectăm de regulă mai mult decât cetățeanul plătește. În condițiile astea, după cum știți, noi avem hotărâre de Consiliu. În baza căreia oferim o subvenție pentru plata calității de gunoi pe fiecare per capita. Acum, ținând cont de reducerea valorii pentru tona de gunoi depozitat, este posibil ca, folosind subvenția așa, să nu mai rămânem cu restanțe. Pentru că în fiecare an, după cum știți, pe lângă subvenție, noi rămâneam și cu o parte de plată restantă, pentru că nu reușeam să acoperim prețul gunoiului depozitat la Ecosud. Deci ăsta este singurul avantaj posibil ca noi, ca OAT, să reușim să plătim în integralitate gunoiul pe care îl depozităm acum. După cum știți, noi facem o campanie de colectare selectivă din poartă în poartă, nu? Dar fiecare miercuri, ceea ce ne-a implicat foarte mult în treaba asta. Dacă reușim acum, vine la un prestu, o dată pe lună, și colectează din poartă în poartă ei. Dar numai o dată pe lună. Prima miercuri din lună vine mașina de la un prest și colectează din poartă în poartă. Așa cum vine să ia cu noi un menajer, așa va veni să ia cu noi reciclat din poartă în poartă. Va veni o mașină cu ele bidoane, cartoane, și va veni o mașină care va lua sticla. Cu doar cu selectiv, o mașină. Vor da saci, ea s-a acoperit, dar să se acoperi. Selectivul, dar deci tu vei ia. Doar selectiv. Păi deci vine dat saci. Dar nu, vine ei. Ea s-a acoperit, dă s-a acoperit. Exact cum procedăm noi. Prima tranșă de saci. Da, prima tranșă trebuie să fie asigurată. Asigură, că deja cetățenii au, pentru că noi am făcut lucrul ăsta. Am văzut, sunt acoperiți copaci. Am văzut. Nu știu ne-a spus dumneavoastră, dar noi ne-am ocupat foarte îndeaproape la situație și am dat luni de zile saci oamenilor care au înțeles lucrul ăsta. Că sunt unii care n-au înțeles și fac. Asta este altă problemă, că nu putem să... Deci e problema fiecare. Dar noi am mers din poartă în poartă și eu și domnul primar și am făcut colectare selectivă, aducând și depozitând selectivul în depozitul la primărie. E, începând din următoarea perioadă, gunoiul acesta selectiv, însemnând plastic, cartoane și sticle, va fi luat direct de către colectorul compres de la poarta cetățeanului. Nu va trebui să mai adunăm noi de la poarta de stânga să-l aducem în depozitul de la primărie. Asta, în asta constă diferența. Iar sacii, deja noi i-am dat, i-am distribuit oamenilor, pentru că atunci când ridicăm selectivul de la omul care a primit sacul, îi lăsăm în loc un sac pe care el va folosi pentru una următoare. Da, de-aia zic, nu toată lumea are saci. De exemplu, eu nu am sac și mulți când avem acolo și duceam direct la container. Și mulți din noi. Și tu ai șansa de a conta de lângă exact, da. Dar cei care n-au șansa asta au primit sacul, pentru că ei au scos sacul la poartă și l-am luat noi. Dacă ne aveți în vedere cu stația prima de la intrare, n-am din zona Santuana. Da, deci am dat comandă, din facem achiziții. Da, facem achiziții. Dacă ne aveți în vedere cu stația de autobuz la intrare în Albeli, zona Cantonului Sinei. Am făcut tot ce am făcut deja comandă pentru ea, se personalizează așa, pentru că am făcut cu 10 așa, da. Da, mi-am discutat-o sus, e șansul ăla la Gaudiu, s-a lăsat de tot aproape. Este mai... vedem, să vedem ce e facem până să repară. Da, primit de lui. Nu da.
Ar mai fi, nu știu, vedem vot că au început să pună pe marginea actelor toate gunoaiele. Dar am strâns, am făcut de rău. Nu, dar tot au pus ei, au pus asemenea, l-au lăsat acolo, au pus mizerea acolo, au pus cerușa, au dă foc la ciocan pe marginea actelor. Pe care nu mai o pune asta să distrângem la mizerea. Centrul de tinere. Ce așteaptă să vă mulțumim? Trebuia mai cu proiectul pentru îngrijmuire, pentru face îngrijmuire și amenajare peisagistică. Pentru că nu putem să facem bani din bugetul local fără să avem un proiect în baza căruia să finanțăm lucrarea. Clar. Nu e nicio problemă, eu doar să... Luna, deja am întrebat de achiziție a... Dar ce ați întrebat? Centrul de tinere. Nu, nu, nu mă folosim. Asta-l voiam, cu subiect și predicat. El ca și plăzire este funcțional, dacă e. Păi da, dacă le face nu putem și mine și... Și care va costa pe suficient de mult, nu crezi? Avem de făcut... Când vrei, dar nu știu de ce ai gata. Tu să mergi pe să tu parcare, tu să... Încă. Pleci, dar nu știu ce dar. Să vă arăt de semn. Da. Când mergem? Nu. Declaram și pensam.